Tax TV-ul, material extra cu Silvia, că mi-ați cerut și ați zis, domne, mai vreau să văd și eu Silvia ce mai face, ce mai nu știu ce, uite ce să fac, am luat de la veranda și mă duc cu ea să-i schimb niște brațe pe față, pe care le-am trimise de fratele Sandruiu din America de un an jumate. Și dacă merg vineri la Râșnov, am zis, haide mă să schimb și eu brațele, hai să schimb și eu anvelopele, hai să fac unghiurile, hai să fac să fie bine, să pun bandă pe șerpi. Am niște șerpi și trebuie să-i velesc, că le e fric și răcesc, rută, hapciu fac. Da, să vedem ce o să ies. Eu fac intro de la început, nu fac la sfârșit ca influencer, știi? Chiar nu știu ce o să ies. Momentul ăla când ți-a trimis cineva niște piese din America, știi? Într-o dată, dar așa, hai! Un flec! Un flec! Ne-au ciuruit! Am și de rezervă, vorba aceea. Ăsta trebuia să-l schimb, că era strâmbeanu. Și astea, că dacă le schimb, să le schimb și pe astea și mai am unul pe stoc. E bine așa. Ce-am făcut? Iarăși? Ce să-i foamă dacă e proastă, mă, uite ce e aici. Cucu! Să nu credeți că babele nu suferă la frumusețe și că lucrurile astea nu fac ravagi. De exemplu. Da? E frumoasă viața. Eu știu că vă place cu mașini joase, cu să arate, să facă, să treacă, să fie bine, nu să nu fie rău, dar trebuie să știți la ce vă așteptați. Schimbăm brațele, încercăm să vedem ce se mai desface de aici, ce nu se mai desface. Și marele sfat al profesorului aici pe mecanică și pe tot ce trebuie este ca atunci când schimbați articulații, bucși și așa mai departe, să le strângeți definitiv cu mașina pe roți. Mașina pe roți pe asfalt și strângeți șuruburile tare când mașina e jos, nu pe elevator. Cine strânge articulația pe elevator greșește, am zis-o eu, să mă contrazică toți mecanicii. Toți, ăia șmecheri buni, ca ăia cu anvelopă, cu steluță, cu știi? Mie așa îmi place. Da, deci dacă mergeți la mecanic cu mașina dumneavoastră și mecanicul vă schimbă articulații, brațe, bielete de direcție, ce vreți voi și vi le strânge pe elevator, este greșit. Ele trebuie strânse când mașina este cu roțile pe pământ. Dacă aveți de schimbat brațe care au bucșă în interior, da? Vă rog ca pe acestea să le strângeți în poziția finală cu mașina pe roți. Nu cu mașina pe elevator, deci acest braț care are bucșe cu șurub înăuntru, nu știu cât se vede că așa, este bine să-l strângeți când mașina este cu roțile pe pământ. Dacă mecanicii dumneavoastră fac greșit și strâng aceste bucșe când mașina este relaxată, nu e cazul Silviei, că Silvia nu prea e relaxată pe elevator, după cum vedeți, roțile îi stau destul de sus, dar... Na, avem un oil gap aici pe care nu-l avem când mașina este cu roțile pe asfalt și dacă ați strânge șurubul bucșei într-o poziție cu mașina relaxată, automat când mașina pune roata pe pământ, bucșa asta în interior se va torsiona și se va rupe în scurt timp. Deci strângerea finală cu roțile pe pământ. Mulțumim, Daniel, gratis, cu drag! Ăsta s-a desfăcut, primul. Am fost norocos. La primul, mai avem un pic. Da, frânele sunt de 8 sau 9, ceva de genul ăsta. Asta pentru oamenii care întreabă ce frâne am. Da, au avut nevoie de adaptări. Nu sunt bolton pe Silvia, dar frânează nemaipomenit. Ce se vândea un... Inversul se va nu ce să fie. Impresiv. Unde te duci tu?
Este, bă! Am dat-o pe buză un pic, că vorba aia, de ce nu? Și ce zic, să se zgârie un pic, că vorba aia. Da, nu contează, că oricum mașina toată e cu defecte, cu aici Skoda a intrat în mine, a reparat, au rămas grieturi, aici s-a mai apărut, aici s-a mai conturat, aici s-a mai întâmplat, nu mai contează. Schimbăm mizeriile astea cu care m-am distrat 3 ani. Hankook. Bună treabă. Bună treabă. Adică jur că bună treabă, n-am ce să zic. Am fost foarte mulțumit de niște gume de la gunoi, nu știu cum să zic. Da, mă. Așa arată astea vechi. Le schimbăm aici la băieți. Așa arată astea noi. Noi, vorba bine. Cu pânzele pe Angel în ele. Măcar am respectat același producător și am tot Hankook. Le punem la măcinat. La măcinat. Am schimbat anvelopele. Totul bine și frumos. Măi, nasolii, că s-a luat vopseaua după buza asta aici, că asta e așa în tenis. Trebuie să, așa, băieții ăștia tai un șurub, că nu se desface, bineînțeles. Că s-a sudat de miezul bucșei. E mișto. E marfă, mă. Stai mașini, faci, e marfă. Faceți și voi, vă recomand. S-a schimbat, s-a pus, s-a tăiat șurubul, mă? Și ai găsit șurub? Volkswagen, tati! Dacă n-ai o piesă de Volkswagen pe japoneză, nu existi, vorba aia. Am pus anvelopele, invers, bineînțeles, să n-avem discuții. Știu, erau tocite și am zis că e bine așa. Avem probleme pe ploaie, bine că nu plouă, vorba aceea. Îi dăm mai departe, geometrie, dalea, 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 că până plecăm mai avem treabă. Mai avem, nu stăm așa. What she call. Am schimbat anvelopele pe spate. Mai am de refăcut firele de la instalație electrică de pe dreapta. Îmi trece acolo deasupra roții. Și de îmbrăcat șerpișorii cu bandă. Ca să nu-mi foc piciorul până la Brâșnov. Și încă 10.000 de euro de băgat în ea. E bine așa. Da, pe groapă, cu ce am schimbat, brațele, să le strângem și așa arată anvelopele. Schimbat. Arată ok față de alea vechi. Asta e bine ca să nu se știi, dai cu silicon aici pe anvelopă și rămâne frumos, știi, că nu calcă. Da, am schimbat anvelopele, am zgâriat o jantă, că normal, de-aia nici nu le schimbam de 3 ani. Da, asta e. Asta e viața cu roți și vulcanizări și mașini și modificări și nu știu ce. Astăzi mai am de schimbat sonda lambada. Sonda lambada care până acum mergeam pe motorul. Se regla după sonda wideband de la Bosch și de la Innovate, care e cam un gunoiaș așa, ca să zic. Și am renunțat la reglajul wideband și o să comand o sondă universală și o să meargă motorul pe sonda motorului și sonda wide doar pentru a arăta amestecul și aveam niște bandă de acești snakes, care nu cred că sunt ceva calitativ și mers, dacă nu am bandă și nu merg cu aerul condiționat pornit, îmi iau foc piciorușele efectiv, așa că trebuie să punem altă bandă și după aia să mergem la geometrie și după aia să corectăm janta și nu știu, sigur mai găsesc ceva de reparat, firele de la roată, de schimbat un bec, de am atât de multe lucruri de făcut, asta doar pentru un drum la Râșnov, știi ce zic? Ataiete! Multe mașini, multe griji, multe probleme. BMW-ul se vinde cu 19.500, 335, impecabil. Am zis, să n-am discuții.
Găsesc oamenii prins acolo în bandă și în șerpi și mă mușcă șerpi și zveninoși și n-are niciun rost. Așa arată un note de meu. Și acum trebuie să schimbăm sonda lambada care a venit. O sondă universală băgată pe undeva pe aici. Aici pe undeva. Schimbăm sonda și mergem la geometrie. La geometrie, că e mai mișto la geometrie decât la aritmetică, vorba aceea. Nu mai are legătură mersul motorului cu ce afișează asta aici. Asta afișează ea așa când mai afișează, când mai dă eroare, mai dă eroare, dar nu mai are legătură cu mersul motorului. Mersul motorului acum după o sondă narrow band, sonda mașinii, o sondă universală montată aici. După cum puteți uita, e voilà, la sonda, hai la geometrie. O mașină, o viață. Voia corpul razna. Ce e, mă? Roata din stânga mai în față? N-are, mă, nimic. Măcar ea să ajungă prima. După o geometrie corectă, am mers până în târg pentru că eu am vopsea pe bază de apă și mie îmi trebuie vopsea pe bază de diluant ca să fac niște retușuri la jantă și la etriere. Că na, ce să facem, asta e viața. Da, credeam că nu mai am mașina, nu mai am, am mutat-o băieții ăștia. Așa, să-i facem niște retușuri, că na, arăta rău și n-arăta bine. Deci cu băiatul ăsta știm, hai să vedem. Am și scaunelul. Am pus aici frumos. Avem de făcut. Pălășoiul pleacă și a făcut curățenia. Da, îmi place mie la vulcanizare, că băieții ăștia folosesc numai mânuși, nu? Totul țiplă, știi? Ce, boss? Îți fac un retuș? Îți fac un retuș, că am aici pensule. Am dat și 10 lei pe pensule și 10 lei pe vopsea. Și 10 lei și 15 lei pe verde tacata. Dacă vezi culori, nebunești. Mi-a făcut omul după poze, ești prost? Trebuie să și pot să le desfac. Ia vezi roșu. Mat. Și verdele. Ieși, mă. Ce ai, mă? Șef, e bine că nu m-am murdărit. Mai ai rugină pe undeva? Hai că-ți fac aici un retuș rapid. Gata, șefule. Deși aici un pic. Îi dau pierdut, îi dau pierdut. Da, ne vedem mai târziu. Pa. Da, mă apuc, băieți, să știți cum se face treaba. Noroc că m-am asortat cu Jordan ăștia când se mai putea. Scaunul face toți bani. Pensulele nu. Da, în sfârșit. Ce? Nu e roșie? Mie să-mi spuneți dacă vedeți vreo diferență de aici. Ce, mă, vedeți vreo diferență? Nu vedeți, nu? Asta îmi zic și eu. Bă, mă, că e ok. E chiar ok. E gay ok. Adică gay ok. Genul ăla de gay ok. Știi ce zic? Ce să facem? Nu vă uitați de aproape, vorba aia. Pentru pretențioși. Acum mai avem etrierele pe care le-am recondiționat la un moment dat. Și au ruginit. Și am o altă pensulă cu altă vopsea. Facem frumos. Da, am șlefuit prin jantă aceste tăieri spate și acesta de pe dreapta și acela de pe stânga, după care urmează pensulița și verdele tacata. Revenim. Ziua 3, sau ce zi e, s-a uscat vopseaua și etrierele verzi. Am reparat, am făcut aproape tot, vorba aia. Mai rămâne drumul de Râșnov și târgul Secuiesc. După aia la garaj.
că s-a plimbat și vara asta. Zic așa. Aștept codaia. Aștept. Cred că băieții așteptă să se mai construiască una mai rapidă sau ceva. Un facelift, dar eu sunt tot aici, nu plec nicăieri. Smile and wave. Smile and wave. Adică share, like și subscribe.